și al Fiului și al Sfântului Duh. Pericopa evanghelică despre femeia cananeancă o arată pe aceasta trecând cu brio cele trei încercări la care a fost supusă de către Domnul Hristos. În viață, la rândul nostru, suntem mereu supuși la încercări, fie conștient, fie inconștient. Copiii, de exemplu, testează limitele părinților sau ale profesorilor, femeile pe ale bărbaților, politicienii pe ale poporului. Ce exemplu mai bun decât Carcalacul 19 și ce eșec mai lamentabil decât cel al unei populații globale, fără sânge în instalație, fără putere de reacție, fără simț al demnității, adormită, hipnotizată, care a picat testul măștii, al închiderii în casă, al vaccinării, al pașapoartelor verzi, etc. În Pateric, Maica Sinclitichia arată care trebuie să fie mentalitatea creștinului. Ai trecut prin încercarea din tâi, așteaptă-o pe cea de-a doua. Pe aceeași linie, Ava Antonie cel Mare afirmă, creștinul trebuie să aștepte încercările până la suflarea din urmă. Uneori, Satan poate cere să fie încercat, precum a procedat cu Iov. Alteori însuși Dumnezeu sau oamenii duhovnicești te pun la încercare pentru a te cunoaște mai bine, pentru a te corecta și pentru a învăța. Câțiva monahi, între care și Ava Iosif, s-au dus odată la Ava Antonie cel Mare. Bătrânul, vrând să-i pună la încercare, a citat o vorbă din Sfânta Scriptură și a început să-i întrebe pe cei mai tineri ce înseamnă vorba aceea, cum se tâlcuiește. Fiecare spunea după cum se pricepea, iar bătrânul răspundea fiecăruia, n-ai găsit. La sfârșit, după ce trece gradat până la Ava Iosif, care probabil era cel mai în vârstă dintre ei, îl întreabă și pe Ava Iosif, tu ce spui că înseamnă vorba aceasta? El a răspuns, nu știu. Atunci Ava Antonie a zis, cu adevărat Ava Iosif a găsit calea, fiindcă a zis, nu știu. Adică singurul care a trecut testul dintre aceia a fost Ava Iosif. Orice bătrân duhovnicesc pune la încercare ascultarea ucenicului său pentru a vedea cu cine are de-a face. Exemplu clasic din Pateric îl constituie Ioan cel Pitic, care s-a retras la Schetis lângă un bătrân din Tebaida. Acela a luat un băț uscat, l-a răsădit și i-a zis, în fiecare zi stropește-l cu câte un ulcior de apă proaspătă până când va rodi. De la chilia lor până la apă era o distanță mare, pleca seara și se întorcea dimineața. De ce? Pentru peste zi era foarte cald, nu putea călători ziua. După 3 ani, bățul a prins viață și a rodit. Atunci bătrânul a luat un fruct și l-a dus la biserică, spunând fraților, luați și mâncați rodul ascultării. Alteori, ascultarea ucenicului e testată în moduri neobișnuite. Tot în Pateric citim că Ava Pavel l-a trimis pe ucenicul lui Ioan la o ascultare, iar acesta l-a întrebat, dar ce să fac Ava dacă mă întâlnesc cu hiena, căci prin locurile acelea bântuia o hienă? Bătrânul i-a zis în glumă, dacă sare la tine, leagă-o și o adu-o aici. Fratele a plecat la ascultare și iată hiena sare pe zi la el. Atunci Ioan, după cum îi spusese bătrânul, s-a năpustit să o prindă. Hiena a luat-o la fugă, dar el, după dânsa, strigând, stai așa, Ava mi-a zis să te leg. A prins-o și a legat-o. Între timp, bătrânul aștepta îngrijorat în chilie. Și iată ucenicul apare cu hiena legată fedeleș. Văzându-l, bătrânul a rămas uluit, dar vrând să-l zmerească, să nu se laude că a trecut testul, l-a lovit zicându-i, nebunule, mi-a adus aici un câine sălbatic. Apoi a dezlegat hiena și a dat drumul să plece. Testarea ascultării poate lua forme chiar mai neobișnuite. Ava Mues avea un ucenic pe nume Saio, care era foarte ascultător. Bătrânul îi zicea ca să-l încerce, du-te și fură, să fură de la chiliile fraților din jur. Acela ascultător s-a dus și a furat de la frați, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate. Bătrânul a luat lucrurile furate și le-a dus înapoi pe ascuns acelora de la care le furase. O astfel de ascultare însă e discutabilă, e la limită, pentru că i-a cerut să încalce una dintre cele 10 porunci, a 6-a,
anume aceea de a nu fura. În viața duhovnicească, în mod obligatoriu, îți va fi testată smerenia, pentru că smerenia e temelia vieții creștinești. Un călugăr a fost lăudat de frații înaintea lui Ava Antonie cel Mare. Acesta s-a dus la călugăr și l-a încercat dacă suportă disprețul. Și văzând că nu, i-a spus: semeni cu un târg minunat, împodobit prin față, dar prin spate jefuit de tâlhari. Deci acela picase testul smereniei. Tot în Pateric aflăm despre un anume avă, pe nume Moise Harapul, că devenind preot, i-au pus epitrahil. Arhiepiscopul, vrând să-l pună la încercare, le-a zis clericilor: când Ava Moise va intra în altar, goniți-l și urmăriți-l ca să auziți ce spune. Așadar, când Ava Moise a intrat în altar, ei s-au repezit la el și l-au gonit zicându-i: ieși afară, etiopianule, adică negrule. El a ieșit afară zicându-și în sine: bine ți-au făcut cioroiule, tuciuriule, dacă nu ești om, de ce te duci să stai cu oamenii? Și iată, deci el a trecut testul smereniei. Și cu altă ocazie l-au pus la încercare din nou. Astfel, la o adunare, la o sinaxă de la Schetis, au zis cu dispreț: ce caută și etiopianul acesta în mijlocul nostru? El a tăcut. La sfârșitul sinaxei l-au întrebat: Ava Moise, te-ai supărat cumva? El a răspuns cu un verset din psalmi: m-am tulburat, dar n-am scos un cuvânt. Deci, iată, a trecut și de această dată testul. Sfântul Simeon Stâlpnicu poartă acest supranume pentru că el a inventat nevoința viețuirii solitare pe un stâlp înalt. Vestea despre acest nou mod de asceză a ajuns la părinții, la călugării din pustia egipteană. Deci, vrând ei să-l încerce, să ispitească duhul ce era întrânsul, au trimis pe unii la el să-l întrebe: pentru ce nu mergi tu pe calea părinților? Adică pentru ce nu te nevoiești, pentru ce nu-ți faci asceză în felul în care fac toți călugării? Deci pentru ce nu mergi pe calea părinților, ci altă cale nu ai aflat? Pogoară-te de pe stâlp și urmează viața puznicilor obișnuiți. Însă au învățat pe cei trimiși că dacă s-ar arăta nesupus și n-ar voi să se pogoare de pe stâlp, atunci cu sila să-l tragă jos de pe stâlp. Iar dacă ar asculta și ar voi să se pogoare, să-l lase să rămână în continuare acolo, să-și continue nevoința. Pentru că din aceasta, ziceau ei, se va cunoaște că viața cea nouă începută de el este de la Dumnezeu, adică dacă se va smeri în fața lor. Deci, ajungând trimișii la stâlpul pe care viețuia Sfântul Simeon și spunându-i cele hotărâte de soborul puznicesc, cuviosul îndată a pășit cu piciorul pe scară, vrând să se pogoare de acolo. Atunci trimișii au strigat: nu te pogorâ, Sfinte Părinte, ci te nevoiește precum ai început. Acum știm că lucrul tău cel început este de la Dumnezeu, care să-ți fie ajutător până la sfârșit, căci lucrul lui avea ca temelie smerenia. Oamenii îți pun la încercare smerenia, dar și dorința de a fi slăvit. De exemplu, femeile te ispitesc, te pun la încercare fie lăudându-te, fie privindu-te șegalnic, chiar dacă nu sunt deloc interesate de tine, dar doar pentru a te ispiti. Alții sunt doar curioși dacă virtuțile pentru care cineva e lăudat sunt reale. Câțiva frați au venit să-l pună la încercare pe Ava Ioan Colov, căci el nu îngăduia minții sale să hoinărească și nu vorbea niciodată despre lucrurile din lumea aceasta, adică nu trâncănea despre lucrurile banale de zi cu zi. Așadar, aceia au venit și au zis: mulțumim lui Dumnezeu că anul acesta a plouat mult și au dat palmierii, ramurile cresc din belșug, iar frații au de lucru. Adică ei împleteau din acele ramuri de palmier, rogojini, funii și astfel de lucruri din care se întrețineau. Deci au spus acest cuvânt: iată, mulțumim la Dumnezeu că a dat ploaie și din ramurile de palmier ne putem face lucru. Ava Ioan le-a răspuns: așa e și Duhul Sfânt. Când se pogoară în inimile oamenilor, ele se renoiesc și dau mlădițe în frica de Dumnezeu. Așadar, vedeți, aceia au spus un cuvânt lumesc și așteptau ca și el să răspundă cu un cuvânt lumesc, să zică: da, într-adevăr, uite ce bine că este de lucru. Dar el vedeți, a transferat lucrurile în planul duhovnicesc și a zis: așa e și cu Duhul Sfânt, când el e asemenea ploii,
când Duhul Sfânt pogoară în sufletele oamenilor, ele sunt ca și copaci însetați de ploaie, care dau roade mai apoi. Și astfel a trecut testul. Prin încercări, falsitatea va ieși la lumină, inautenticitatea se va trăda. Unul care nu e cu adevărat răbdător, va răbda cât va răbda, apoi va izbucni. Similar, unul care e fals zmerit, se va zmeri cât se va zmeri, apoi va exploda. Ava Serapion a aflat de o fecioară retrasă care nu ieșea din casă de 25 de ani. În fața Avei, fecioara s-a declarat în modul orgolios, moartă pentru lumea aceasta. Atunci Ava Serapion, ca să o pună la încercare, i-a propus să meargă prin centrul orașului complet dezbrăcată, făgăduindu-i că el însuși va face la fel. Fecioara a refuzat, recunoscând că n-a ajuns la o asemenea detașare și zmerenie. Așadar, vedeți, încercările sunt necesare pentru a te evalua corect, pentru a realiza că, de fapt, de multe ori ai o părere mult mai bună despre tine decât realitatea. Pentru că, iată, vine o încercare și acolo te vedești că nu ești cum te-ai gândit. Această fecioară se credea detașată de lume. Și iată când i-a zis, dacă ești așa detașată, hai, goală, pușcă până în centrul orașului. Și a picat testul. Fiecare viețuire își are încercările specifice ei. Un puznic va fi trecut prin ciur și dârmon de duhurile din locul în care s-a sălășluit, atât prin război de gânduri, cât și prin război trupesc. Despre Ava Pavel cel Simplu, citim că după câteva luni de ucenicie pe lângă Ava Antonie cel Mare, s-a mutat într-o chilie de unul singur, situată la 5 km de chilia lui Ava Antonie. De ce? Scrie viața lui, ca să fie încercat de către demoni, precum au fost încercați toți puznicii. Inevitabil, eremitul va fi testat iar și iar de către cei cărora a îndrăznit să le încalce teritoriul. Cuviosul Nicon de la Optina arată că cel care se va lupta cu diavolul urmând poruncile lui Dumnezeu și explicațiile oferite de către Sfinții Părinți, încercați în această luptă și biruitori asupra vrăjmașului cu ajutorul Domnului, acela poate avea nădejde de biruință și el. Un astfel de bărbat încercat și biruitor a fost Ava Hierax de la Tebaida, despre care se povestește că atunci când a împlinit 90 de ani, demonii au venit să îl aducă pe culmile disperării, vestindu-i că va mai trăi încă 50. Dar bătrânul hâtru le-a răspuns: o, m-ați întristat, pentru că eu mă pregăteam să ajung la 200. Atunci demonii s-au lăsat pe gubași. Însă cea mai cumplită ispită pe care demonii o aduc asupra creștinilor, asupra bisericii, este erezia. Demonii teologi îmbie pe creștini, mai ales pe cei ce au multă școală, pe cei cu învățătură, îi momesc cu fel de fel de teorii în care amestecă adevărul cu falsitatea. Datorită faptului că rațiunea omului căzut este slăbănogită, neluminată și neîntărită de har, ea e ușor înșelată de sofismele demonilor teologi. De fapt, miile de secte care există în ziua de astăzi sunt cea mai bună dovadă în acest sens. De aceea, în privința învățăturii de credință, nu trebuie să urmăm părerilor proprii, ci învățăturilor bisericii, așa cum au fost exprimate de oameni îndumnezeiți. De aproape un secol, ecumenismul este ispita, încercarea cea mare a bisericii. Ecumenismul care încearcă să amestece într-un ghiveci creștinismul adevărat ortodox cu toate ereziile acestea, el e de fapt o formă de raționalism religios. El pare acceptabil pentru omul neduhovnicesc, pentru rațiunea bolnavă, slăbănogită, care e sedusă de el. Dar ecumenismul e inacceptabil pentru omul duhovnicesc. Când la dialogurile cu ereticii participă nu oameni duhovnicești, ci teologi de bibliotecă, atunci compromisuri inacceptabile, precum cel cu catolicii de la Balamand sau cel cu monofiziții de la Chambézy, devin posibile, culminând cu cele din actele sinodului din Creta. Deja în 1953, părintele Teoclit Dionisiatu avertiza: niciodată ortodoxia
nu a fost mai încercată ca în zilele noastre. Numai o putere de sus mai poate să pună capăt înaintării răului celui înveșmântat în haina evlaviei. Acest cuvânt poate fi înțeles în multe feluri, dar unul dintre ele cu siguranță este acela că răul înveșmântat în haina evlaviei este tocmai ecumenismul. Cât de diferit e duhul acesta raționalist față de duhul patristic. Părintele Ioannis Romanidis, un celebru profesor de teologie grec de în a doua jumătate a secolului 20, atenționa că cel ce urmează metoda speculativă și dialectică în înțelegerea dogmelor bisericii, deci raționalistul, nu va înțelege niciodată adevărul. Cel ce urmează metoda duhovnicească, sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc în tradiția celor îndumnezeiți, în duhul smerit al ascultării, acela va învăța multe. Dar nimic nu va învăța acela care, imitându-i pe gânditorii raționaliști ai apusului, va supune judecății sale pe proroci, pe apostoli și pe sfinți, așezându-se pe sine mai presus ca un judecător peste ei în privința adevărului despre Dumnezeu. Am încheiat citatul. Părintele Alexander Schmemann, într-o predică, afirma: ceea ce îi surprinde pe cei implicați în mișcarea ecumenistă e că în timp ce ei discută marele proiect al unificării ziselor biserici, ortodoxii încă mai vorbesc despre diavol. Așadar, n-au habar acești rătăciți, acești eretici, n-au habar cine le insuflă planurile de unire. Ortodoxia încă mai vorbește despre diavol, deoarece continuăm să-i vedem influența în cultura din jurul nostru și continuăm să îndurăm războiul pe care îl dă împotriva bisericii. Am încheiat citatul. Tot părintele Ioannis Romanidis sublinia că dogmele bisericii, dogmele sunt sentințele sfinților părinți date la sinoadele bisericii în momentele când aveau de înfruntat învățături eretice care stricau adevărul revelat. Deci, sfinții părinți ai bisericii nu s-au aflat ei în treabă să scotocească ei cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu. Ei doar credeau, doar trăiau în Dumnezeu. Dar atât au apărut unii oameni deștepți care au început să aibă fel de fel de păreri despre cum ar fi Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, și aceste păreri nu erau în conformitate cu învățătura bisericii. Și atunci acești părinți, sfinți părinți ai bisericii, au luat atitudine, s-au adunat în sinoade pentru a combate acea erezie. Mai întâi apărea o învățătură eretică, greșită, despre Hristos sau despre Duhul Sfânt sau despre Dumnezeul Trinitar în general, și ulterior sfinții părinți se întrunau în sinoade și trasau hotarele dreptei credințe. Deci întâi apărea erezia ca o încercare, ca o ispită, care testa vigilența, trezvia celor din biserică. Cei seduși de erezie, cei care nu treceau testul, se excludeau din biserică. Tot părintele Romanidis mai sublinează că învățătura de credință, dogma, n-a fost formulată nici de filozofi, nici de moraliști, nici de raționaliști, ci de sfinții părinți care au avut experiența vederii luminii necreate a lui Dumnezeu, care au fost luminați de Dumnezeu, atât în scopul de a înfrunta pe eretici, cât și pentru a-i călăuzi pe credincioși la îndumnezeire. Pentru că doar având ca fundament credința adevărată, poate ajunge cineva la sfințire. Același remarcabil profesor de teologie arăta că sfinților părinți ai bisericii nu le era greu să formuleze propriu-zis dogma, învățătura de credință, ci le era greu să găsească o asemenea formulare încât să nu poate fi răstălmăcită în mod eretic. Și într-adevăr, dacă ne uităm, formulele de învățătură de la sinoadele bisericii sunt limpezi, nelăsând loc de interpretări, de echivoc, spre deosebire de multe dintre formulările, de exemplu, de la Sinodul din Creta, care încalcă flagrant acest principiu, căutând să ajungă la o formulă convenabilă, atât pentru ortodoși, cât și pentru eretici. Și de aceea aceste formule sunt ambigue, sunt așa, cum să spunem, formulate într-un limbaj crepuscular, într-un limbaj dual.
Să mai reținem și această idee a părintelui Romanidis, anume că biserica n-a dat la iveală dogmele, învățăturile de credință într-un efort de a înțelege credința, ci ca să se delimiteze și să dea afară din biserică pe ereticii care denaturau credința. Nu sfinții părinți, ci ereticii erau cei care căutau să filozofeze pe marginea credinței cu această rațiune slăbănogită a omului căzut. Adică, vedeți, demonii teologi îi spiteau pe unii oameni din biserică cu fel de fel de chestiuni legate de credință, cu întrebări capcană. Și tot ei le dădeau și răspunsurile sofistice, greșite, gândilindu-le acela orgoliu, pentru că aceia credeau că ei au găsit răspunsurile. În vechime, episcopii erau aleși dintre nevoitori din pustie, dintre călugării aceia eremiți, care trecuseră de treapta despătimirii și se aflau pe treapta iluminării sau pe cea îndumnezeirii. Trăind prin rugăciune neîncetată în prezența lui Dumnezeu, erau luminați de acesta. Ca să ne facem o idee ce înseamnă aceasta, iată să ascultăm o destăinuire a unui sfânt al zilelor noastre, Paisia Ghioritu. Iată, el dea până o amintire. Când mă aflam în Catunachia, în pustia Sfântului Munte, la chilia întâmpinării Domnului, într-o după-amiază, după ce am făcut vecernia cu Doamne Iisuse, am băut un ceai și am continuat rugăciunea. Am făcut pavecerția și acatistul Maicii Domnului cu metanierul, adică în acel timp rostind rugăciunea lui Iisus, după care am început să mă axez doar pe rugăciunea lui Iisus. Cu cât o rosteam, cu atât se depărtea oboseala și mă simțeam mai odihnit. Am simțit înăuntru meu o bucurie, încât nu mai voiam nici să mă culc. Acești puznici dormeau de la apusul soarelui 2-3 ore cel mult și apoi se trezeau și toată noaptea o petreceau în rugăciune. Dar iată-l acum, intrând într-o stare de rugăciune profundă, spune: acum nici măcar n-am mai simțit nevoia să doarmă. Cu cât rosteam mai mult rugăciunea, cu atât se depărtea oboseala și mă simțeam mai odihnit. Am simțit înăuntru meu o bucurie, încât nu mai voiam să mă culc, deși era timpul acela de odihnă. Rosteam rugăciunea continuu. În jura orei 11 din noapte, deodată chilia mea s-a umplut de o lumină dulce, cerească. Deci era lumina necreată, nu era o lumina soarelui, o lumină a zilei. Deci deodată chilia mea s-a umplut de o lumină dulce, cerească. Era foarte puternică, însă nu mă orbea. Mi-am dat seama atunci că și ochii mei s-au întărit ca să pot să sufăr această rălucire. Vă amintiți pe muntele Tabor, icoana cu schimbarea la față, cum cei trei apostoli au căzut la pământ, au fost răvășiți de lumina aceea dumnezească necreată care ieșea din persoana lui Hristos. Dar aici Sfântul Paisia Ghioritu a fost întărit de această lumină dumnezească încât spune, am suferit această rălucire. Câtă vreme am fost în această stare, în această dumnezească lumină, eram într-o altă lume, în cea duhovnicească. Simțeam o veselie inexplicabilă, iar trupul mi era foarte ușor, până și greutatea lui dispăruse, trăia în har. Noime, și aici e punctul în care am vrut să ajung, spune așa, noime, înțelesuri duhovnicești, întreceau în grabă prin minte, ca niște întrebări și răspunsuri. Nu aveam subiecte de întrebat, însă mă gândeam și în același timp primeam și răspunsul. Răspunsurile erau exprimate în cuvinte omenești, însă cuprindeau în ele teologie, pentru că erau răspunsuri dumnezeiești. Și erau atât de multe încât de le-ar fi scris cineva, ar fi alcătuit cu ele un alt Evergetinos, adică o carte foarte groasă. Starea aceasta a ținut toată noaptea până la 9 dimineața. Vedeți, doar o astfel de oameni, luminați de Dumnezeu, sunt îndrituiți să se pronunțe în chestiunile de credință. Din păcate, astăzi, la dialogurile ecumeniste, participă ortodoxi care n-au ajuns pe treapta iluminării, care n-au rugăciunea minții și de aceea au ca numitor comun cu ereticii cu care dialoguează rațiunea trupească, bolnavă, slăbănogită. Noi, ca ortodoxi, ar trebui să spunem, nu participăm la aceste dialoguri pentru că nu avem oameni pregătiți, adică oameni îndumnezeiți, luminați de har. Pentru că tu acolo nu trebuie să expui părerile tale, ci tu acolo trebuie să expui ce te luminează Dumnezeu. Culmea e că cei care au ajuns la această măsură să fie luminați de har, aceia n-au fost vreodată invitați să participe. N-am auzit niciodată
ca Sfântul Paisia Ghioritu sau Sfântul Porfirie Capsocalivitu, care au trăit până aproape de zilele noastre, să fi fost invitați să participe la aceste discuții cu eretice. Cu eretice. Niciodată n-au fost trimiși acolo. Au participat tot teologi de bibliotecă, tot oameni clerici ai bisericii care n-au habar de viață duhovnicească, care n-au trăire duhovnicească profundă. Tocmai pentru lipsa luminării dumnezeiești, erezia e cea mai cumplită încercare pentru creștini. Și un ultim paragraf legat de subiectul cuvântării de astăzi. Nu numai un bătrân duhovnicesc trebuie să-l pună la încercare pe ucenic, ci și ucenicul, atunci când își caută o călăuză, ar trebui să o pună la încercare, pentru a-și face o idee cui își încredințează sufletul, viața, destinul. Am auzit o minunată povestire orientală despre un maestru care trăia singur în adâncul pădurii. Într-o zi a venit un căutător, unul care dorea să fie îndrumat de un maestru. Fusese la mulți ziși maestri, dar nu găsise nimic altceva decât călătoria ale egoului în lumea spiritualității. Tocmai plecase de la un alt maestru care se lăuda continuu cu numărul de discipoli pe care îi avea. Nu uita niciodată să spună oricărui străin care venea la el câți discipoli avea. Căutătorul, care privea întreaga scenă ce părea a fi un circ, simțea că nu era un loc de creștere spirituală, deoarece zisul maestru nu ieșise el însuși din aceste jocuri ale egoului. Vedeți, când te lauzi că vai la ce măsură ești tu, că vai câți încenci ai, ești de fapt jalnic, ești de fapt vrednic de plâns. Așa că a plecat în căutare mai departe, astfel că a ajuns în această pădure adâncă și s-a gândit, poate aici voi găsi un maestru. Și a găsit acolo un bătrân foarte tăcut, foarte senin și l-a abordat și a spus, am căutat, am fost la mulți ziși maestri, dar nu am fost mulțumit. Bătrânul a întrebat, care a fost problema ta? De ce nu ai fost mulțumit? El a răspuns, toți erau de fapt prinși în magia numerelor. Toți se comparau între ei cine are mai mulți discipoli, cine îl are discipol pe rege, cine îl are discipol pe prim-ministru, cine îl are discipol pe cel mai bogat om. Erau ridicoli. Se vedeau de la sine ca fiind falși călăuzitori. Atunci, acel bătrân a zis către el, înseamnă că aici ai găsit omul potrivit. Eu nu am niciun discipol. Acum nu trebuie să te duci nicăieri, eu sunt singurul care nu are discipol. Vedeți, așa cât de subtile sunt căile mândriei, ale egoismului, ale părerii de sine. Vedeți, primii se lăudau câți discipoli au, acesta se lăuda că el n-are niciunul. Dar acel tânăr căutător a fost pe fază și a zis, odată ce mă vei accepta, l-a luat cumva și peste picior, când a văzut că de fapt nu era decât un zis maestru. Deci el i-a zis, odată ce mă vei accepta ca discipol, nu vei mai putea pretinde ceea ce pretinzi acum. Nu-ți vei mai putea gâdilea egoul că tu n-ai niciun ucenic. Maestru a zis, dar ce vrei mai mult? Eu nu am niciun discipol, eu sunt singurul. Eu sunt singurul dintre maestrii care n-are niciun discipol. Căutătorul a replicat, vezi, tocmai asta e problema. Toți încearcă să demonstreze ceva, că ei sunt singurii. Singurul care are 10.000 de discipoli, singurul care are 20.000 de discipoli, tu ești singurul care n-ai niciun discipol. Dar ideea că eu sunt singurul, unicul, continuă să te bântuie. Și asta e cea mai mare piedică, egoul, în calea aceasta de a merge spre o viață duhovnicească autentică. Așadar, e bine să nu fii credul când îți cauți un duhovnic. E bine să-l pui la încercare. E bine să vezi dacă suferă de această patimă a orgoliului, a mândriei, a părerii de sine. E bine să vezi dacă se supără când îi spui acest lucru, că nu e ceea ce afirmă el că ar fi. Similar, vedeți, trebuie să procedăm noi, cum am spus, când ne alegem un duhovnic, să vedem dacă el trăiește și mărturisește dreapta credință, pentru că altfel orb pe orb duce la groapă. Vedeți, în această lume de confuzie spirituală, tu atunci când îți cauți duhovnic, trebuie să-l întrebi, părinte, ești cu ecumeniștii? Ești cu aceștia care participă la toate adunările cu ereticii și vrea să facă casă bună cu ei? Ești pentru potirul comun cu aceștia? Da? Trebuie să pui niște întrebări ca să te lămurești cine e omul acela
cu care ai de-a face, pentru că mai apoi te voi pune sub îndrumarea lui și orb pe orb conduce la groapă. Și acum, înainte de a încheia, aș vrea să mă refer doar la un eveniment care s-a întâmplat chiar zilele trecute, în 15 februarie, un eveniment extrem, extrem de trist, anume Grecia a devenit prima țară majoritar ortodoxă care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex, în plus cu dreptul ca aceste cupluri să poată să adopte copii. Ce se poate să fie mai vrednic de plâns decât iată leagănul ortodoxiei Grecia să accepte asemenea legi care sunt total antibiblice, total anticreștine, total antifirești. Iată, de exemplu, Sfântul Teofan Zăvărâtu, am luat această informație de pe blogul Sacciv și acolo cel care menține acest blog a pus foarte semnificativ un citat din Sfântul Teofan Zăvărâtu, din cartea lui Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi, și în care acel citat spune așa: lumea nu lucrează de la sine, ci este ațățată de stăpânitorul său Satana. Adică lumea nu lucrează de la sine lucrurile nefirești, lucrurile contrafirii. Ea le face pentru că o forță de dincolo de ea, mai puternică decât ea, o împinge să facă acele lucruri. Vedeți, acum zisele schimbări de sex, mutilările acestea îngrozitoare, blocanții de pubertate, toate aceste lucruri nu le poate concepe o minte omenească, chiar bolnavă, nu le poate concepe. Astea vin toate de la băieții de la subsol, de la demonii ideologi, de acolo sunt aceste ideologii de gen și toate celelalte. Și pentru că oamenii au dat drepturi diavolului, prin modul în care trăiesc, prin faptul că nu se mai roagă, prin faptul că trăiesc în păcate mari. Iată, demonii au putere asupra oamenilor și le induc astfel de idei progresiste. Da? Deci iată ce spune Sfântul Teofan Zăvărâtul: lumea nu lucrează de la sine toate aceste păcate nefirești, contrafirii. Lumea face păcate firești, dar toate acestea nefirești, strigători la cer, care nimeni nu le-a conceput măcar acum câțiva ani. Spune, lumea nu lucrează de la sine acestea, ci este ațățată, este împinsă de la spate de stăpânitorul său, Satana, ale cărui lucruri le-a stricat Domnul și continuă să le strice în cei credincioși și prin cei credincioși. Diavolul nu-i poate face nimic Domnului, ca atare și întoarce turbarea asupra celor ce cred în el, pentru ca supărându-i să-i facă supărare Domnului. Nici aici nu lucrează de-a dreptul, ci prin uneltele sale, care alcătuiesc lumea. Vedeți? De aceea politicienii și mai departe organele legislative și organele de ordine, toate acestea trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că ele, dacă n-au discernământ, se pun în slujba Satanei, ele vor împlini aceste planuri pe care le cot luciferienii. Așadar, a spus el aici, diavolul, iată cum lucrează, prin uneltele sare care alcătuiesc lumea, deci tu te poți deveni unealta Satanei dacă tu te pui în slujba executării acestor, a punerii în practică acestor legi total antifirești. Aceasta nu înseamnă că diavolul e atotputernic, nu vă temeți de el, ci mai degrabă îndrăzniți, că Domnul a biruit lumea și pe stăpânitorul ei. Celui ce nu se dă singur bătut, diavolul nu are ce să-i facă. Dacă tu rămâi în Hristos și te duci pe calea rugăciunii, diavolul până la urmă tot va pleca de lângă tine, îl va mătura Dumnezeu. Bogdan Herzog, un remarcabil gânditor din zilele noastre, a scris următoarele: sentimentul că forțele binelui și a răului se înfruntă și pe un câmp de luptă geopolitic l-am avut prima dată după parcurgerea cărții lui David Duke, My Awakening, Trezirea mea la realitate. Cred că atunci am realizat că aceste planuri de destructurare a societății și în final a omului sunt mai presus de mintea umană, indiferent de gradul de inteligență al celor implicați. Îndârjirea și inteligența care stă în spatele acestora trebuie să fie de origine supraumană, adică diavolească. Căutând și pe cine urăsc mai mult cei care pun în practică astfel de planuri, am ajuns până la urmă la Hristos. Iată, da, deci dacă suntem un pic atenți la ce se întâmplă în jur, vedem că dincolo de scena aceasta a lumii se găsește regizorul, marele regizor,
Lucifer, Satana, el trage sforile. De exemplu, la toate mișcările astea migraționiste din lume, în care caută să amesteci oamenii, la toate aceste mișcări de confuzie a genului, a sexului, la toate aceste mișcări zise climatice, așa, în spatele lor e de fapt acest superinteligent înger căzut. Și tot Bogdan Herzog spunea, exact în acea sensă, aceste preocupări pentru geopolitică, studiul geopolitic pe care l-a făcut, m-au ajutat să ajung pe cale logică și nu printr-o epifanie, nu printr-o revelație divină, la concluzia că există un bine și un rău absolut și că aceste forțe se manifestă în zona geopoliticii. Cine are ochi de văzut vede ce se întâmplă în Ucraina, cine are ochi de văzut vede ce se întâmplă în Gaza. Și spune mai departe, mecanismele observate și politicile puse în aplicare sunt atât de complexe și într-un orizont de timp atât de lung, încât, în opinia mea, este exclus ca originea lor să fie exclusiv mintea omului. Adică ele sunt inspirate, de fapt, de îngerii căzuți. Războiul nevăzut despre care vorbește Apostolul Pavel există, iar bătălia se duce permanent în sufletul omului și în toate acțiunile sale, deci implicit și în sfera politicii. Într-adevăr, politicienii sunt primele marionete ale demonilor. Uitați-vă și la politicienii români, cum au distrus țara, cum au vândut totul, cum ne-au trădat. Și politicienii și serviciile de informații, toți ne-au trădat. Aceștia sunt instrumentele demonilor. Că le place sau nu le place să audă aceste cuvinte, asta sunt. Înțelegerea acestor premise este indispensabilă din punctul meu de vedere pentru înțelegerea istoriei, încheie Bogdan Herzog, și sunt întru totul de acord cu el. Așadar, cei care nu practică viața duhovnicească, cei care nu știu de Sfânta Liturghie, de rugăciune, de post, de nevoință, aceștia devin unelte ale satanei. Conștient sau inconștient, nici nu mai contează până la urmă. Pentru că prin ei se impun umanității lucruri contra firii, lucruri care n-au mai fost până acum. Omenirea va deveni o Sodoma și o Gomora, globală, dar va fi mult mai urâtă decât cea de acum 5.000 de ani. Cine are urechi de auzit, să audă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Vă mulțumesc!